Salut, Baieti! Bun venit pe canalul nostru! Emoția este la apogeu în seria Emanet. În timp ce Yaman își continua lupta pentru viață, Seher nu i-a părăsit o clipă. Deci, care va fi ultima situație a lui Yaman? Va fi Kanan pedepsit pentru acest plan care a dus la moartea lui Yaman? El va trăi pentru Seher. Pe măsură ce Yaman este dus la terapie intensivă în seria Emanet, viața lui este în pericol. În timp ce chiar și medicii lui Yaman, a căror inimă s-a oprit, și-au pierdut speranța, rugăciunile și rugăciunile lui Seher o readuc la viață. Yaman îl vede pe Seher în aceste momente, unde el oscilează între moarte și viață. Seher nu-l va părăsi pe bărbatul pe care îl iubește înainte de a se sătura de el, deși Yaman a supraviețuit, suferința va continua. Seher va fi foarte vulnerabil și slab în timpul procesului dificil prin care va trece Yaman. Demonii, care nu-l văd pe Seher sub brațele lui Yaman, își vor continua jocurile fără viteză. Seher este în pericol. Kanan va căuta să finalizeze afacerile neterminate. Mai mult, acest accident va crea o mare oportunitate de răzbunare printre dușmanii lui Yaman. Oricum, orice s-ar întâmpla, Seher nu va renunța niciodată la bărbatul pe care îl iubește atât de mult. Pe de altă parte, Ali a început să trăiască cu Duygu. În timp ce Duygu este șocată de această situație, ea este, de asemenea, conștientă de cât de mult se gândește Ali la ea. Deși Duygu nu dorește întotdeauna ajutorul lui Ali, Ali nu va renunța la ea. Încrederea dintre voi doi va crește și mai mult în timp. Voi aștepta comentariile voastre mai jos. Să vedem ce părere ai despre asta. Dacă vă place acest tip de videoclip, vă rugăm să-l like și să vă abonați. Și nu uitați să comentați, băieți. Stai bine și ne vedem din nou. La revedere!